Cum ți se pare, Vlad, la FCSB? Mie personal spun, când mă uit la televizor, mi se pare că e tot timpul nesigur. Parcă îi tremură mâinile când vine mingea. Pentru că are presiune mare. E clar că are presiune. Se greșește mare cu el? În momentul în care promovezi un portar tânăr, trebuie să știi că ți asumi niște riscuri și trebuie să-i dai încredere. Adică nu poți să... Și asta poate să judece doar cei din stafful tehnic. Pentru că unul care nu se pricepe și n-a stat niciodată în poartă sau n-a jucat fotbal, e subiectiv în momentul în care vede o anumită greșeală la un portar. Deci un tânăr problema analizat altfel. Exact. Spui. Problema ține de fond și să faci o balanță între lucrurile bune pe care le face și atitudinea pe care o are și ok, se poate întâmpla să fac o greșeală, dar tu trebuie să gândești în perspectivă și să poți să-ți imaginezi unde poate să ajungă jucătorul respectiv, să-ți dai seama dacă are perspectivă. De asta ține tot. Are perspectivă copilul ăsta? Eu zic că da. Are, dacă îi se dă încredere și e lăsat în pace și e antrenat așa cum trebuie și se vorbește cu el și, în primul rând, repet, să îi se dea încredere, poate să apere. E o greșeală că a fost lăsat Bălădean să semneze cu CFR Cluj? Bălădean e un portar bun și un portar cu experiență, a jucat la echipe importante din campionatul nostru, știa ce înseamnă presiune, o controlează altfel decât un portar tânăr. Era un plus pentru Steaua. Deci tu l-ai fi ținut la FCSB? Eu da.